Ne aflăm pe pasajul Alexandru cel Bun din Iași și așteptăm semnalul verde. La semnalul verde al semaforului începem deplasarea și întâlnim indicatorul terminarea benzii de circulație din dreapta părții carosabile, de aceea voi semnaliza stânga, mă asigur în oglinda stângă și selectez banda a doua. Dacă examinatorul nu are nicio indicație, la următoarea intersecție ar trebui să ne deplasăm înainte, însă banda întâi, în cazul dat, ne va direcționa la dreapta, iar de aceea va trebui să semnalizăm, să ne asigurăm în oglinda stângă și să selectăm banda a doua. Deoarece banda întâi ne va direcționa la dreapta. Apropiindu-ne de intersecție, întâlnim indicatorul cedează trecerea, de aceea ne vom opri, vom ceda trecerea tuturor celor care se deplasează din partea stângă de pe drumul cu prioritate. Vom intra în intersecție și vom păstra banda noastră de circulație pentru a efectua o întoarcere pe pasajul Alexandru cel Bun. Aici vom semnaliza stânga și ne apropiem de un sector foarte provocator, deoarece pe lângă indicatoarele care le vedem cedează treceri și direcție obligatorie la stânga, avem și marcajul stop sau locul de oprire. Va trebui să cedăm trecerea tuturor celor care vin de pe bulevardul Nicolae Iorga, de pe bulevardul Regele Ferdinand I al României, cât și tramvaielor. De aceea, dacă veți înainta un pic mai înainte, este posibil să intrăm pe liniile de tramvai. De aceea ne vom opri în acest loc, vom ceda trecerea tuturor, iar apoi vom semnaliza dreapta pentru a ne poziționa pe benzile din dreapta pentru a vira la dreapta. Vom ceda trecerea tuturor. Am intrat mai întâi pe banda a doua, apoi semnalizez, mă asigur în oglinda dreaptă, cedez tuturor celor ce se deplasează pe banda întâi. După care selectez banda din dreapta. Iar aici voi vira la dreapta pe strada Teodor Rășcanu. Întâlnim treceri de pietoni și continuăm deplasarea înainte.